Ocazie, doamnelor și domnilor, ne aflăm la o intervenție a poliției și jandarmeriei în municipiul Petroșani, unde un bărbat a sărit cu un topor la o fetiță minoră, a vrut să o lovească. Chiar în aceste momente polițiștii se află în locuința bărbatului. Este vorba despre o fetiță minoră care a fost alergată cu securea în acest bloc. Polițiștii și jandarmii se află acum în locuința acestui bărbat, au găsit și toporul. Deci o situație destul de gravă petrecută aici în Petroșani, județul Hunedoara, unde un bărbat a atacat o fetiță minoră cu un topor în scara unui bloc. Părinții au alertat poliția și vecinii și se așteaptă în aceste momente să ca bărbatul să fie scos din locuință și probabil va fi dus la spital. Pentru că v-am spus, este o situație destul de gravă aici. Jandarmii au ridicat și toporul bărbatului, toporul cu care a tocat-o pe fetița minoră. Situație foarte gravă în Petroșani, județul Hunedoara, unde un bărbat a atacat în scara unui bloc un copil minor. Este vorba despre o fetiță, nu pe care mai mult de 10 ani acea fetiță. Aceasta este securea cu care bărbatul a atacat. Polițiștii au intervenit destul de prompt, astfel că au intervenit cu mai multe forțe și sperăm ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc în Petroșani. Bărbatul este agitat, foarte agitat și acum în casa lui se află mai mulți polițiști și jandarmi. Părinții minore erau foarte panicați. Vă dați seama, este vorba despre un copil, v-am zis, mai mult de 10 ani pe casa. Chiar în aceste momente, bărbatul va fi scos din scara blocului. Jandarmului vede securea cu care acesta a atacat minora. Este o situație destul de neplăcută, după cum v-am spus. Este vorba despre un bărbat cu probleme. Acum a dus, acum. De ce ați atacat fetița? Ce ați făcut cu ea? Am atacat cu fetița, am atacat cu fetița. Securea aia dumneavoastră? Securea aia dumneavoastră? Haideți, vă rog. Haideți ca să poată să iasă. Haideți, vă rog. Nu pune mâna pe mine, te rog. Nu, dar vă rog, dar le purgați-vă. Acum am venit. Deci chiar în aceste momente bărbatul este scos și va fi preluat de către un echipaj de poliție. Acest bărbat a atacat un copil minor cu o secure. Securea o vedeți. Intră acolo criminalul, știu că te priteamă că mora în față un copil. De-o la mărit de copil cu morții, mărții. Deci lumea este foarte revoltată. Bărbatul a fost luat. Are probleme psihice? Nu știm, încă nu avem acte medico-legale. Am înțeles. Fetița dumneavoastră câți ani are? 12 ani, nu? Nu mai filmați! Deci părinții fetei sunt traumatizați, este de înțeles situația. Este vorba despre o copilă de 12 ani. Nu vom da imagini cu... Nu vom da imagini cu minora, pentru că știți, este interzis. Fata era într-o stare de șoc maximă. Și după cum vedeți, bărbatul a reușit să fie prins de polițiști care au intrat cu forța pe un apartament. A fost ridicată și securea. Și chiar în aceste momente,
În aceste momente, polițiștii pleacă de aici, din Petroșani. Slabă, doamne, aștulavezi, pe ăștia nu-i putem. Doamna era acolo. Ai văzut ce s-a întâmplat? Spune-ne și nouă, te rog, că suntem în direct, că ați fost de față. Eram înăuntru la domnul doctor Cernătescu și am auzit niște lovituri foarte mari și am crezut că omorâi fata, că am auzit țipete. Și atunci am ieșit repede pe scară și am auzit fata că plângea. Și l-ați văzut pe bărbat cu securea în mână? Nu, l-am văzut că a închis tatăl fetiței, a închis ușa repede pe el să nu iese afară, că altfel eram toți morți. A, deci dacă nu deschideau, dacă nu închidea ușa... Dacă nu închidea ușa, ieșea afară cu securea și... Fetița era traumatizată, e vorba de o fetiță de 12 ani. Fetița, așa ceva, știu, n-am văzut în viața mea. Deci a început fetița să plângă, a căzut pe jos, dacă nu a ridicat tatăl s-o, cum i-a zis taică s-o, că a ridicat-o, fata era, deci astăzi, fata nu mai era în viață. Dar v-a speriat? Dumneavoastră erați la cabinetul medical, de jos, de la scara blocului. Acum am un nod în gât, deci m-a speriat, te-am zis și la domn doctor Cernătescu, domn doctor, nu mai pot, m-a speriat rău, domn doctor, o dată pe poliție. Am înțeles. Deci m-a speriat foarte tare. Am înțeles. Bine, mulțumim. Acum fata plânge și... Da. Chiar în aceste momente, copila minoră, o să vă dăm imagini de la distanță, pentru că știți, nu avem voie să dăm fața minorei. Vă dați seama, este vorba despre un copil, 12 ani. Acest copil a trecut printr-o traumă de neimaginat, să fie alergată cu o secure în scara blocului de către un vecin. Este o situație care nu o dorim nimănui. Polițiștii acum o vor duce pe copilă la spital și părinții acesteia vor fi conduși la spital și la sediul poliției pentru a fi luate măsuri urgente. V-am spus, un bărbat a atacat cu o secură în scara blocului o fetiță de 12 ani. Polițiștii au intrat în forță peste acesta în casă și au reușit să-l imobilizeze și să-l preia, au ridicat și securea, să-l preia, să-l ducă la spitalul de urgență din Petroșani, ulterior la poliție, pentru a fi dispuse măsuri urgente în acest caz. Poliția nu cunoaște dacă bărbatul are probleme psihice. Este bine că totul s-a terminat cu bine în această zi și nu am asistat, ferească Dumnezeu, la o crimă săvârșită asupra unui minor, asupra unei fetițe de 12 ani. Sunt Robert Wagner. Vă invităm să urmăriți Observatorul Național, urmăriți pagina noastră, vă vom ține la curent cu evenimente din județul Hunedoara, din țară și de oriunde vom putea fi prezenți la evenimentele care vor fi în desfășurare. Vă mulțumim, la revedere!